ce fac reclamă unui brâu. Mă, dai frumos foc, are atâtea ondulații. Are și porțiuni lipsă. Nu știu ce-o fi acum, e fantastic, fii atent câte franjuri are. Așa. Tata Bucșoiu e de acord. Uite cum era cu brâurile lui de acolo. Da, mă. Uite, brâul care e un pic mai mult decât, mai înalt decât noi, e ăla al cununii, unde v-am așteptat eu. Aici unde e o bârșie a portiței. Unde sunt niște bârșie a portiței. Sunt în Muchie, în Balaur? Tu, băi, vezi? Hai de că să rezolv ce aici. Stai, mulți, deci ăsta e o scăpare, e un brâu, hai să o luăm altfel. E un brâu care merge pe sub o bârșie a portiților și merge bine. Deci scoate la chit, că mai la cap acolo pare chel, dar sunt convins că e bun. Așa, altul e cel de la capul superior al... care acolo e un cotlon foarte frumos, uite chestia aia triunghiulară, e un cotlon foarte frumos în spatele lui, cred că e mai puțin umblat. Da, e, Balau și alaltea nu se pun. Terenul de fotbal e unde pleacă brâul de mijloc, așa am zis că prea era mare, căzut de acord că acolo se pune cortul și cam atâtica. Și niște coaste. Întrebai matale?